la plimbare prin masivul Piatra Mare, în coborâre, în prăpastia urșilor. Un traseu foarte scurt care pornește de la 7 scări cu un timp estimativ la o oră până în prăpastia urșilor, dar se poate merge și mai sus. Iar o întoarcere din traseu se poate face și prin pădure către ieșirea din canionul 7 scări. Eu am ales să mă plimb mai mult prin prăpastia urșilor, fiind un traseu mai nou pentru mine. Că știam de el, dar nu l-am considerat așa important și l-am lăsat mai la urmă. Traseul este pe la baza unui perete lung pe care se face și cățărări alpinism. Am văzut câteva trasee de cățărare pentru alpiniști. Uite ce bulevard pe aici de plimbare. Traseu foarte ușor, foarte accesibil. Iar eu mă aflu singur pe traseu și acum cobor spre 7 scări. Prăpastia urșilor. Cred că
încercăm să caut odată să văd dacă găsesc de unde îi vine numele.